Hello again, sono Aldo Writer di nuovo. Ho approfitto dell'occasione che ho deciso di un piccolo recita, tutto ciò stare buono. Devo fare video, diciamo così, un cale non si incam, sto di ansietà, sau, non ho gândire iurea, sau, mini depresi, cum place mie să le zic, mai am perioada de genul ăsta în care mă simt foarte demotivată și foarte, mi-e foarte greu să mă mobilizez să fac astfel de lucruri, după cum am mai spus ulterior în alte videouri. Așa că astăzi vreau să facem ceva nou, zic eu, pentru canalul meu de YouTube, un fel de story time, un video în care să vă povestesc cum am început eu să scriu. Și ca mărturie, să zic, a primelor mele tentative, stă acest manuscris în care cam așa arată, prin cu desene și petale de trandafiri și tot felul de poezioare, pagini și chestiuțe din astea drăguțe. Manuscrisul ăsta este de fapt manuscrisul primei mele cărți pe care o găsiți pe Amazon, se numește Aștept Răspuns. Scrie de fapt, cred că și aici, cumva, stați. A, nu, nu aici, scuze, acolo scrie The Notebook, aici scrie în interior, chiar pe desen, aștept răspuns, așa, scuze, așa, cu un liliac, cu flori, cu tot felul de chestii și scrie că am și notate, am fost începută între 2 noiembrie 2007 și 6 a 2 a 2009. Cam atâta mi-a luat să o scriu. Bine, cartea a fost începută ulterior și terminată în intervalul ăsta. Dar cum am început, de fapt, să scriu? Țin minte că eram clasa 10-a. Eram pe la ora de română. Și făceam clasa 10 sau a 10 sau a 11-a, deci nu mai știu exact. Și ni se preda la Țigănci de Mircea Eliade. Și atât de tare m-a fascinat novela respectivă, povestea în sine, încât, nu știu, mi-am zis așa, zic, bă, da, pot și eu să scriu ceva de genul ăsta. Și am venit acasă, am scris vreo pagini, era o poveste care era foarte copy-paste, foarte identică, inițial cu novela studiată, eram sub influența celor studiate în clasă și a rămas acolo, la dospit, cum place mie să zic câteodată, nu știu cât timp, vreun an, a rămas ceva. Un an, jumătate de an, cam așa. Și într-un târziu am documentul, l-am regăsit și l-am redeschis și am citit ce scrisesem. Mi-am dat seama că era o copie ieftină a celor studiate în clasă și m-am gândit să reiau cartea. Am făcut modificările necesare și am continuat-o. Într-o vacanță de iarnă, vacanța de iarnă din, nu știu exact, clasa 11 spre a 12-a, probabil, ceva de genul ăsta. Nu, din... Dacă vorbesc că eu greșit, în fine, într-o vacanță de iarnă, nu mai știu exact când, în timpul liceului. Și așa am ajuns la cartea care se găsește astăzi pe Amazon, Aștept Răspuns. Aștept Răspuns e un titlu așa foarte sugestiv, nu pot să zic că, nu știu, mi-a venit pur și simplu, mă gândeam ce titlu să-i dau. Îmi cer scuze, cum ziceam, răceala preia controlul, a prelua controlul, așa. Și spun că e un titlu cumva sugestiv, îmi cer scuze pentru întreruperi, dar e un subiect care cumva mă entuziasmează și mi-e drag să povestesc cum am început eu să scriu. Așa. Deci, revenind, ziceam că
Da, legat de titlu, că e un titlu sugestiv pentru că răspunsul, în ghilimele, la cartea asta a venit abia prin 2016, adică abia atunci am văzut cartea Lumina Zilei. Am avut un fel de încercări de a o publica. Am discutat cu diversi colegi de brează, să spun așa, dar ce se întâmplă este că de multe ori ca și autor ne îndrăgostim foarte mult de ceea ce scriem. Cred că, de fapt, țin minte că am mai făcut un video mai de mult legat de treaba asta, dar nu mai contează. Și abia prin 2016, când cineva mi-a dat curaj să o și traduc în italiană, era în Italia pe atunci, mi-am dat seama de ce n-a fost ok și ce n-a fost ok la carte și, practic, chiar dacă în timp eu am mai reluat-o din când în când, abia din 2016 încoace am făcut anumite corecturi serioase care, între noi fie vorba, ar mai lipsi, adică mai trebuiesc făcute multe alte corecturi, dar am considerat că pot să o public și în varianta în care este acum, mă rog, când am publicat-o, de fapt, prin 2016 sau... Atunci, de fapt, a apărut prima versiune editată. Anul trecut mi se pare că am publicat-o prima dată pe Amazon, nici nu mai știu exact. Dar cam așa am început eu să scriu la modul serios și să mă iau în serios și mai sunt proiecte neterminate, mai am anumite manuscrise, mai sunt poezii, mai sunt povești pentru copii, dar toate la timpul lor. Lupta, în ghilimele, pe care o duc acum este cea că vreau să traduc. Cartea este de fapt tradusă în italiană, dar trebuie corectată. Și pentru asta trebuie să plătiți niște bani pe care momentan nu i-am și mai aștept să treacă timpul să mai pun ceva deoparte și să rezolv și lucrul acesta, pentru că au fost la un moment dat discuții cu o editură de acolo care căuta scriitori străini care scriu în italiană și din cauza faptului că traducerea făcută de mine evident n-a fost 100% corectă și cine ar fi trebuit să mă ajute cu corectarea n-a mai putut să mă ajute, lucrul a rămas cumva în aer. Fapt pentru care sper să reușesc să traduc, să corectez, de fapt, traducerea făcută de mine într-o bună zi și, cine știe, poate să deschide o ușiță în direcția aceea. Eu vă mulțumesc foarte tare că m-ați ascultat și sper să nu vă fi plictisit și sper să-mi fiți alături și să mergem împreună în călătoria asta, pentru că, până la urmă, orice artist nu e niciodată complet fără cei care îl citesc sau îi admiră creațiile, orice formă ar avea aceste creații. Numai bine vă doresc și rămâneți aproape.